Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a spus că Uniunea Europeană îi va sprijini pe ucraineni atât timp cât este nevoie, în condițiile în care poporul ucrainean luptă pentru drepturile, libertățile și valorile europene. Despre Republica Moldova, Metsola a spus că este impresionată cum o țară atât de mică poate fi atât de puternică, anunță Digi24. Responsabilitatea disproporționată pe care și-a asumat-o țara voastră a luat-o pe umeri pentru a vă deschide inimile și casele pentru cei care fug de război și pentru a-i ajuta până când au posibilitatea să se întoarcă. Am întâlnit cu mulți refugiați ucraineni în multe țări. Aproape în fiecare oraș european pe care îl vizitez există o comunitate ucraineană, uneori mai mare, alteori mai mică. Și toți îmi spun cât de bineveniți se simt, dar cât de dor le este de casă, însă să nu uităm că nu au venit aici pentru că au vrut. Au trebuit să fugă de bombe lansate împotriva lor într-un război ilegal, neprovocat și nejustificat. Intrând în cel de-al treilea an de război, nu este mai ușor, dar pentru noi, politic, nu există alt răspuns decât că suntem de partea ucrainenilor atât cât este nevoie, fiindcă luptă pentru libertățile noastre, pentru drepturile și valorile noastre, toate lucrurile acestea pe care noi le considerăm de la sine înțelese. Europa a fost construită pe cenușa războiului și apoi am început să considerăm că aceste libertăți pentru care s-a luptat din greu sunt de la sine înțelese, a explicat Roberta Metsola. Oficialul european a lăudat conducerea Republicii Moldova și a adăugat că este impresionată de faptul că acest stat atât de mic, vulnerabil, însă atât de puternic. Ca președinta Parlamentului European, am fost la Chișinău de Ziua Europei, unde am participat la o demonstrație. Avem 60.000 de steaguri ale Uniunii în față. Nu-mi venea să cred. Este uimitor că o țară atât de mică, dar vulnerabilă, este atât de puternică. România a făcut lucruri uimitoare cu Moldova, cum i-ați ajutat. Sunteți cei mai puternici avocați ai Moldovei să devină stat membru UE. Sunt impresionată de Moldova, sunt bucuroasă, mă simt privilegiată că am putut merge acolo de mai multe ori, iar conducerea țării este una fantastică, a subliniat Metsola.